În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce este mai lesne, a zice, iertate sunt păcatele tale? Sau a zice, ia-ți patul tău și umblă? Iubiți credincioși, credeți-mă că am trecut de atâtea ori prin această Evanghelie și mi-aduc aminte că prin anii 80, când eram la seminar, mă gândeam ce voi face după primii 20-25 de ani de preoție, că voi reuși până atunci, mă gândeam eu în nebunia mea de începător teolog, voi epuiza înțelesuri, că mă voi apropia de lucruri fine pe care nu le-au mai zis alții sau nu le-au mai înțeles alții. Și ce mă voi face? Mă vedeam deja după 25 de ani de preoție într-o mare criză. Da, sunt în această criză, dar acum este o criză de timp. Nu mai am timp să spun câte trăiesc. Am întors pe toate părțile Evanghelia de astăzi și v-am tot spus despre legătura între dezlegare și vindecare, despre credință, despre cârtire, despre multe, multe aspecte. Și acum dau seama că nu știu dacă îmi va ajunge ca în următorii 50 de ani pe care îi consider de preoție să vă spun totuși ce trăiesc în momentul în care mă gândesc numai la această Evanghelie. Și anume, Mântuitorul într-una din zile era cu ucenicii și a fost prezentat înaintea lui un paralitic, un olog, un om care nu mergea de multă vreme. Și aducându-l în fața sa, Mântuitorul i-a zis: Fiule, iertate sunt păcatele tale. Și fariseii și saducheii și cărturarii, adică nedumeriții neamului, ca să nu zic cârcotașii neamului, au spus: acesta adevărat zice lucruri neadevărate și blasfemii, spune el. Și atunci Mântuitorul s-a întors către ei și le-a spus: dar de ce gândiți așa în inimile voastre? Ce este mai ușor, a spune, iertate sunt păcatele tale, sau fiule, ia-ți patul tău și mergi la casa ta? Și s-a întors către paralitic și a zis: ia-ți patul tău și umblă. Și acesta și-a luat patul și a plecat la casa sa și poporul slăvea pe Dumnezeu și spune Sfântul Evanghelist Matei, care a dat această putere oamenilor. Fraților, am citit de atâtea ori Evanghelia și bineînțeles că am citit și la sfârșit și am fost atent, dar niciodată nu mi-au căzut ochii ca în dimineața aceasta pe modul în care se încheie toată relatarea. Și anume, mi-am adus aminte de ce ziceau părinții mei profesori. Cuvântul Evangheliei pe care îl citim noi, Noul Testament, este un cuvânt înviat și ne spunea: nu uitați lucrul acesta. Când citiți chiar despre lucruri de dinaintea răstignirii și învierii Mântuitorului, citiți niște lucruri scrise de după înviere. Ceea ce se dă mărturie este scris după înviere. Înseamnă că toate cuvintele din Scriptură sunt după înviere, scrise cu conștiința învierii și cu direcția în care s-a îndreptat toată activitatea Mântuitorului. Și acum mă gândesc, spune Sfântul Evanghelist Matei, și tot poporul slăvea pe Dumnezeu care a dat oamenilor această putere. Fraților, nu spun că aceasta este cheia întregii Evanghelii, dar spun că pentru astăzi așa am să o prezint. Pentru că eu mă rog lui Dumnezeu ca la anul să vă spun lucruri și mai interesante. Dar acum mi se pare de datoria mea să vă spun că pe mine m-a luminat atunci când am citit astăzi: Dumnezeu a dat această putere oamenilor. Deja Mântuitorul transmite mai departe această putere, și anume că toată vindecarea și toată posibilitatea omului de a trăi frumos, bine și sănătos, stă în om. Puterea este dată omului,
Dar ce facem noi? O încuiem. Așa cum îngropăm talanții, așa cum îngropăm mesajul și, atenție, așa cum îngropăm fiecare binecuvântare pe care o primim. Pentru că în viața mea măruntă, de vreo 24 de ani de duhovnicie, am avut cazuri în care, după ce am dat dezlegare fiului meu duhovnicesc să se împărtășească, s-a ridicat și oarecum așa foarte luminat și sfătuitor asupra mea, mi-a spus: dar știți, părinte, eu n-am să mă împărtășesc până când nu am să fiu iertat de tot. Zic, dar Dumnezeu te iartă numai așa pe bucăți, iubiți credincioși. Toată taina spovedaniei ține nici mai mult, nici mai puțin decât de un singur aspect, acela al credinței, al încrederii în duhovnic, pentru că spovedania are două aspecte. Unul de sus în jos este, de la Dumnezeu la om, este iertarea, și al doilea, de la om la Dumnezeu, este încredințarea că a primit iertarea. Dacă nu suntem încredințați asupra faptului că acea iertare a fost obținută de către noi în mod real, să știți că acea iertare nu își poate produce efectele. După cum de altminteri, în preoție, instalarea în parohie este ultimul act juridic al preoției, al hirotoniei. Adică nu preoțim așa câine sur la vânătoare, îl așezăm pe un om către o anumită lucrare. E bine, să revenim la ale noastre acum. Ce m-a frapat pe mine și ce vreau să încep în sfârșit să vă spun? Că Dumnezeu a dat această putere oamenilor. Și a zis: noi, fraților, cum adică? Păi, în primul rând, dacă avem în noi tot ceea ce ne trebuie, înseamnă că nouă ne mai trebuie foarte puțin ca să putem să accesăm ceea ce este în noi. S-au făcut multe măsurători asupra celor care se roagă și au chemat diverse grupuri de rugăciune, diverse grupuri de incantații. Acum să nu credeți că numai ortodoxia sau numai creștinismul are rugăciunea, sau credința se oprește fix acolo unde se oprește 1054 ortodoxia de catolicism. Nu, fraților, nu. Credința pentru cel care o are este o credință într-un singur Dumnezeu. Să nu credem acum că dacă noi lumim într-un fel și alții în alt fel, gata cu credința. Nu. Trebuie să fim foarte atenți. Și aici vă spun, a fi credincios nu înseamnă numai la a crede sau a mărturisi un nucleu de învățături. A fi credincios, în primul rând, înseamnă a avea încredere în Dumnezeu. Imaginați-vă cărturarii și fariseii vremurilor Mântuitorului nu erau credincioși, dar Petru, care a coborât din corabie să-l întâmpine pe Mântuitorul, nu era credincios, de i-a zis Mântuitorul: puțin credinciosului. Era, dar era puțin. Ei, așa se întâmplă și cu noi. Și ca să mergem mai departe cu linia credinței, imaginați-vă că la un incendiu într-o clădire foarte înaltă, tatăl, care era lângă echipa de pompieri, a văzut că fetița lui rămăsese pe clădire. Dar se zărea așa când și când, atunci când o pală de vânt mai dădea norul de fum de o parte și de alta. Și toți pompierii au spus: gata, suntem pregătiți, fetiță, aruncă-te, că noi suntem gata să te prindem. Bineînțeles că fetița n-a avut încredere. Atunci a venit tatăl și a zis: fata mea, te prinde tata. Și bineînțeles că și-a aruncat și-a prins-o tata în brațe. Ăștia suntem noi. Dacă nu suntem în stare să facem legătura între credință și încredere, n-am învățat nimic.
Dumnezeu ne spune, aruncă-te în brațele meu, duhovnicul îți dă dezlegare. Ce mai vrei mai mult? A, nu vrei semne și minuni, stai așa că nu m-am dus la 7 poți care să-mi citească nu știu de care și să facem nu știu cum. Păi mă, fraților, dacă n-ai încredere într-unul, n-ai încredere în niciunul. Dacă tu te așezi în scaunul judecătorului și zici nu, că de fapt eu sunt un ticălos și nu merit asta, dar judecătorul zice, da, dar pentru asta, uite, te-am achitat. E, mai achitat mai tare, dar eu mai am de tras. Apoi chiar mai ai de tras. Pentru că noi așa funcționăm și în sfârșit acesta este subiectul zilei. Cum funcționăm noi? Funcționăm exact așa cum suntem învățați și cum suntem direcționați, dar mai ales cum ne-am educat noi mintea să fim. Dacă mergem pe încredere și medicamentul pe care îl luăm, pentru că așa ne-a prescris doctorul, doză de șoc la 8 ore și apoi la 12 ore. După 5 zile ne-a trecut durerea de cap. Dar dacă începem și gândim, măi, e cam mare doza și nu știu, ficatul meu o duce, rinichiul o duce, nu cred că pot să fac așa. Fac la 12 ore prima dată și după aia la 24 de ore, las că știu eu mai bine, după aia din săptămână în săptămână și s-a terminat medicamentul. Copii, ce ne ține în a folosi cura unui medic, ne ține și în a folosi credința și dezlegarea. Așa funcționăm. Dacă nu suntem în stare să ne dăm pe mâna celui care ne-a spus să facem ceva și să facem exact cum ne-a spus, organismul nostru intră într-o mare, mare dezordine și începe să-și facă rău, pentru că acel antibiotic pe care l-am luat deja antrenează microbul și atunci când vom avea nevoie de o anumită doză, noi deja am depășit-o și s-a terminat cu noi. Așa se întâmplă și în viața spirituală și în viața noastră și a gândurilor noastre mai ales. Dacă vom avea încredere că ne-a spus cineva, uite, ia-o pe aici și mergi înainte, că să știi să mai întâmplă, așa te duci într-un oraș străin și întreb cam pe unde, nu știu, te întâlnești, te înțelegi în limba asta, în limba gimnastică, te înțelegi toată lumea, îți arată, uite, o iei pe aici, e, la jumatea drumului, ce, bă, da, parcă o scurtătură pe aici, exact aia te scoate din oraș, stai terminat. Trebuie să ai încredere să mergi, chiar dacă omul ăla a greșit, mă, a greșit când am greșit eu. Pentru că în momentul în care tu ai mers pe drumul pe care ți l-a zis el, măcar conștiința ta este împăcată asupra faptului că ți-ai făcut datoria. Ai ascultat de sfatul pe care l-ai primit. Și organismul tău nu mai începe să încerce tot felul de frustrări că ai făcut-o așa, să trebuia să faci pe dincolo. Ci pur și simplu ți-a arătat care este calea. Iubiți credincioși, funcționăm foarte, foarte simplu. Noi însă, ce facem? În această funcționare perfectă a omului intervenim cu tot felul de gânduri. Dar, imaginați-vă că noi nu folosim mai mult de 5% din puterea conștientului. Cu ce se ocupă celelalte 95%, vă spun eu, v-ați gândit vreodată ce zgomote s-ar putea auzi dacă vă auziți inima cu un stetoscop? Și lucrul acesta, inima îl face prin bătăile ei și pompează și atunci când dormim, și atunci când visăm, și atunci când suntem treji, și atunci când știm, și atunci când nu știm. Știe cineva de ce anumite celule intră în război cu alte celule? Știe cineva în mod conștient ce se întâmplă cu noi atunci când respirăm și nu respirăm un aer curat? Știe în mod conștient cineva ce se întâmplă atunci când lângă noi, fiind o persoană rea, și noi începem să ne simțim rău, dar putem să luptăm și în aceste situații? Și anume, dacă avem încredere că am primit o platoșă, o protecție
prin Hristos cu care ne-am împărtășit la Sfântul Altar, nimeni și nimic nu ne poate face rău. Mântuitorul ne spune, celor ce vor crede, aceste semne le vor urma. În numele meu vor scoate demoni, vor învia morți și chiar dacă vor bea ceva de vătămător, nu vor păți nimic. Asta înseamnă că pentru cel care are credință, deja Dumnezeu a dat posibilitatea ca inclusiv activitatea celulară internă să nu mai aibă logica pe care o are o celulă normală, ci atunci când îți zice cineva, ia-o pe aici, pe mare, că este nevoie, să poți să te duci. Dacă ar fi acum nevoie să mutăm un munte, cu siguranță că îl vom muta. Numai că noi ne măsurăm credința altfel. Noi ne măsurăm credința în a veni neapărat la biserică la o anumită oră și să ne ducem la 7 masluri într-o zi sau măcar într-o săptămână, să bem apă sfințită de la 9 hramuri și așa mai departe. Păi dacă asta e credința, înseamnă că putem să ne ducem pe pustii fără nicio problemă și să ne amăgim. Foarte interesant. Mi-aduc aminte de ucenicul acela care stătea cu învățătorul și trece pe drumul lor acolo prin pustia lor, trece un împărat și ucenicul îl recunoaște și îl trage puțin de mânecă pe învățător să se dea la o parte și să... Dar la care acesta s-a uitat și s-a văzut de drumul său și s-a apropiat împăratul și ucenicul s-a considerat el dator să-i spună, știți, noi suntem și noi pregătiți aici să vă salutăm venirea și mai departe, de-aia am ieșit și noi în calea dumneavoastră. Și la care s-a întors să vă zice, dar ce te-a apucat să-i, după ce s-a depărtat? Dar ce te-a apucat? Păi zice, așa, m-am simțit și eu dator să fac o anumită remarcă. Bine, dar tu nu l-ai văzut că el așa credea despre noi, că de-aia ne-am adunat? Se amăgea singur, fără să-i spui tu. Iubiți credincioși, cam așa e cu noi. Ne amăgim că dacă am rezolvat într-un anumit fel o lucrare, gata, urmează altceva. Dacă noi ne-am scuturat așa puțin și a zis, Părinte Duhovnic, nu te supăra pe mine, dar eu sunt mult mai păcătos decât crezma tale și nu pot să mă împărtășesc, ce ai rezolvat? Ți-ai oprit posibilitatea. Marele dar pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor, așa a spus Sfântul Evanghelist Matei. Știți care este diferența între mine și alții? Este că eu cred în ceea ce a zis Sfântul Evanghelist Matei, că Dumnezeu a dat această putere oamenilor. Și în momentul în care mă gândesc numai la Sfântul Evanghelist Matei, îmi aduc aminte de definiția adevărată a rugăciunii. Cereți ca și când ați primit și veți avea. Apoi dacă eu plec de acasă și mă rog, Doamne, îți mulțumesc că astăzi o să mă duc să-ți slujesc, să încurajez niște oameni care să învețe de la mine ceva și mulțumesc pentru asta, un lucru care se va întâmpla peste câteva ceasuri, eu deja în momentul în care mi-am încheiat rugăciunea am și primit acest dar. Ce ne face să nu credem în așa ceva? Logica bate o vina. Păi bine, bre, dar cum să poți să mulțumești matale pentru un lucru care se va întâmpla? Păi dacă Dumnezeu mi-a dat această putere, de ce să nu o folosesc? Ce, dar de ce i-ai spus săruia că arată foarte bine? Pentru că arată foarte bine. Păi da, dar mata nu știe, uite-te la el. Zic, păi și dacă îi zici și mata că arată rău, cu ce l-ajuți? Păi da, de cât matale, eu vă zic niște dialoguri, înțelegeți noastră. Eu nu îl mint. Dar în momentul în care i-am zis că arată bine, exact îi spun ca și când chiar arată bine. Mă gândesc la rugăciune. Rugăciunea este să ceri ca și când ai primit. Și eu când fac o remarcă, o fac ca și când acela a primit darul respectiv. Pe când am spus eu cuiva, băi, tată, ai înviat, deja omul ăla se simte că s-a schimbat ceva. Îmi propun de cineva ca în 3-4 minute, să nu credeți acum că spovedania ține foarte mult de timp. Nu! Ține foarte mult de trăire și mai ales de iubire.
În câteva minute îi spui omului de la început, mi-am propus să nu pleci așa cum ai venit. Vă spun că în două minute parcă se transformă și omul nu mai pleacă așa cum a venit. De ce? Pentru că Dumnezeu a dat această putere oamenilor. Acesta este mesajul cu care aș vrea să plecăm astăzi. Credința nu este o noțiune sau o înregimentare, ci este o realitate. Și pornește din înțelegerea faptului că toate sunt pentru om bune, numai noi trebuie să ne educăm, să vedem binele din orice lucru. Și vă dau un exemplu. Vis-a-vis de faptul că în viața aceasta ați văzut multă suferință. Ceea ce vedeți dumneavoastră ca suferință, trebuie să vă gândiți că substratul este mult mai profund. Nici nu vă puteți imagina, despre cazul de care vă spun eu acum, s-a stabilit un diagnostic urât de tot vis-a-vis de o boală de oase. O fetiță cam la 16-17 ani a aflat de azi pe mâine că toate oasele au intrat, ca să zicem așa, într-o dislexie și își pierdeau calitatea. Și s-a stabilit încet, încet, cum că își va pierde și posibilitatea de a sta în picioare, de a se ajuta măcar de un baston și așa mai departe, dar acest lucru venea însă la pachet cu copilăria ei. Avea un tată foarte dur și nu se întâlnise niciodată cu el fizic fără să primească măcar două palme. Organismul a intrat într-un astfel de posibilitate de a se proteja, încât în momentul în care și tatăl a aflat diagnosticul, n-a mai atins-o cu vreo palmă pentru că i-a fost frică să-i nu rupă vreun os. Vă imaginați până unde merge organismul uman la a se proteja? O să spuneți că e o nebunie. Nu este o nebunie, este o realitate. Organismul a găsit o posibilitate în infinitul de posibilități, astfel încât tatăl să nu mai poată să-și atingă copilița aceea, care bineînțeles că după un anumit număr de ani s-a și vindecat. Pentru că ceea ce se întâmplase cu acea dislexie era numai și numai ca să o protejeze până când tatăl a plecat departe de ea. Iubiți credincioși, atâta putere a dat Dumnezeu omului, dacă am ști să o folosim. Sau dacă am ști, măcar să intuim, nu să înțelegem, să intuim că tot ceea ce ni se întâmplă nouă, se întâmplă cu un rost. Rostul este în favoarea noastră întotdeauna. Dar dacă ne așezăm curmeziș, noi și rostul nostru, cu siguranță că rostul nu mai are niciun traseu și se oprește. Nici cea mai grozavă suferință nu ne-a fost dată degeaba. Nici cea mai grozavă înfrângere nu ne-a fost dată degeaba. Ci tocmai ca să ne așeze pe o anumită cale. Eu mă gândesc acum personal că acum aproape 16 ani, când am fost rupt puțin din zborul academic, am crezut atunci că se oprește lumea, că rămân toată viața asistent, ceea ce vreau să ieși la pensie, dacă mi-a ajutat Dumnezeu peste 11 ani. Nu știu cum sunt alții, dar eu număr în fiecare zi, ca să știu exact cât mai am. Și m-aș bucura să rămân singurul doctor asistent cu o vechime de până acum de 16 ani, ca doctor și 22 în calitate de cadru didactic. Și atunci am crezut că s-a terminat tot. Nu s-a terminat, de-abia începea. De-abia Dumnezeu îmi dădea un timp pentru fiii mei duhovnicești, ca să pot să-L jertfesc lângă cei care au nevoie de mine, mai mult decât au nevoie studenții la catedră, pentru că acolo sunt foarte mulți și se pot ajuta de oricine altcineva, ori eu ca asistent pot să fiu abordat să dau orice răspuns celor care au nevoie, dacă au nevoie de smeritul meu răspuns. Atunci când crezi că ți s-a întâmplat un lucru grozav de greu, să te gândești că este grozav de bine, dar o să afli mai târziu. Dumnezeu, cel puțin pentru mine, mi-a dat posibilitatea să treacă anii și să-mi dau seama cât bine mi-a făcut Dumnezeu în tot ceea ce eu am crezut la început că este rău. Nu, a fost cel mai mare bine. Și iată că încet, încet ne apropiem
de rostul zilei de astăzi. Să începem să folosim ceea ce primim ca binecuvântare, să folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat, pentru că Dumnezeu tot ceea ce ne-a dat, ne-a dat pentru noi, ne-a dat pentru binele nostru, numai că noi trebuie să exersăm în a ne gândi de la capătul celălalt, să vedem unde este binele, în ce fel putem să-l ajutăm și noi ca să ne apropiem mai repede de el, să nu pierdem vremea, pentru că, într-adevăr, Dumnezeu această putere a dat oamenilor. Așa să ne ajute Dumnezeu.